Om se deschide către celălalt. Fiecare tânăr se deschide către un tânăr și fiecare tânăr se deschide anumite tipuri de comportament. Și de câte ori îi vedea că el, de exemplu, este agresiv. Dacă este agresiv acum, în primii 2 ani, în relația în care veți fi căsătorit, va fi mult mai agresiv. Dacă el îți vorbește când veți fi căsătoriți, dacă nu este fidel acum, când veți fi căsătoriți, va fi și mai infidel. Ce vreau să spun tuturor că toate comportamentele în relație de prietenie, în căsătorie, se vor amplifica. De aceea, multe fete acceptă anumite tipuri de comportamente. Un om care face niște greșeli în relația de prietenie, tu dacă îl iubești și speri că atunci când va fi căsătorit va fi altfel. Ceea ce nu va fi altfel, va fi mai rău. De aceea, dacă simți că este violent fizic, ai 2 variante. Să părăsești imediat relația. Vei toată viața sau care este cauza care îl face pe el violent? De exemplu, dacă o fată vorbește foarte mult, călăvrăgește foarte mult, s-ar putea să fie una de a o opri pe tine. O face într-un fel în care ea ar putea să se oprească.